Laura, îți mulțumim pentru informații. Un incendiu puternic a ars din temelii o casă din Târgu Jiu. Înăuntru era o fetiță și bunicii ei, care au fost salvați de vecini până să vină pompierii. Aceștia au reușit doar să împiedice flăcările să se extindă și la alte clădiri, mai ales că toate erau foarte apropiate. Intervenția a fost foarte grea pentru că în zonă nu există hidranți. Flăcările au cuprins extrem de repede structura de lemn din care era construită casa. De la ce ar fi putut să pornească? De la coș, nu știu. O sobă, ceva sau de ce? Da, de la coș. De la coș. Era foc făcut în sobă? Da. Ar băga lemne multe în sobă? Sau... Nu, mai multe ca de obicei. Speriați, proprietarii au început să strige după ajutor, iar primii care au sărit să îi salveze au fost vecinii. Era bunicii copiilor în spatele casei și nu aveau cale de acces în față. I-am luat peste garduri pe vecina și nepoțica, am plecat cu ei în spate, i-am măgat la mine. În tot acest timp, cineva a sunat la pompieri și i-a chemat urgent în ajutor. Când au ajuns, toată casa era deja cuprinsă de flăcări. S-a urcat efectiv profesionista, astfel încât s-a evitat propagarea la casa vecinată, care era la o jumătate de metru față de șarpanta de la acoperișul din ultimul punct din spate. De 4 autospeciale a fost nevoie pentru lichidarea incendiului, pentru că în zonă nu era nicio sursă de apă. Localnicii spun că de multă vreme au anunțat autorităților această problemă, dar până acum nimeni nu a luat nicio măsură.